Mulți dintre cei mici și-au dorit să fie pompieri, să stingă focurile jucăușe sau să salveze pisica speriată din copac. Ca niște eroi și eroine să fie curajoși, să-și ajute părinții și prietenii să îi salveze din încleștarea focului. Alții, fie fete sau băieți, și-au dorit să fie polițiști, să-i protejeze cu mândrie pe părinți și pe toți copiii. Cei care au gândul frumos de a avea grijă de cei în suferință și-ar dori să lucreze pe o ambulanță, să ajute la stabilizarea pacienților și, dacă este cazul, să-i ducă la spital. Prietenii, părinții sau rudele pot avea nevoie de o intervenție rapidă în situații grave, în lupta de a-și păstra bunurile, sănătatea sau chiar viața. Însă, unii copii nu se gândesc că dacă sună la numărul unic de urgență, 112, fără un motiv întemeiat, pot face rău altor copii, prietenilor sau părinților, pentru că serviciile de urgență nu vor mai putea ajunge la timp. Apelați serviciul unic 112 doar atunci când aveți nevoie urgentă de pompieri, poliție sau ambulanță. Nu bloca resurse inutil. Campanie realizată de Serviciul Național Unic pentru apelurile de urgență 112 din Republica Moldova cu sprijinul României și al Suediei.